Bună regăsire, dragi prieteni, dragi telespectatori. Mă bucur că și astăzi, prin intermediul postului de televiziune Ardeal TV, intru în casele dumneavoastră. Din nou deschidem cartea de folclor a neamului românesc cu o prietenă dragă mie, cu o interpretă tânără, cu o prietenă dragă, pe care nu am văzut-o de mult. A stat foarte cu minte în ultima perioadă, dar astăzi cu bucurie a venit în cadrul emisiunii noastre și am primit-o cu sufletul deschis pe Garofița Pop Oltean, tocmai din Maramureșul istoric. Garofița dragă, Garo, mă bucur că ne reîntâlnim. Ei, Andrei, mă bucur că ne reîntâlnim, că ne revedem după atâta timp. Într-adevăr, după mult timp am stat ascunsă, bine de tot vreo 5 ani, dar am stat pentru un motiv întemeiat, am un băiețel de 5 ani, m-am ocupat de creșterea lui, dar uite că până la urmă am revenit cu forțe proaspete. Eu mă bucur din suflet că ai revenit, Garofița, ai rămas neschimbată, la fel de pozitivă, la fel de cuminte. Și cred eu mult, mult mai fericită pentru că de 5 ani de zile ești mamă. Da, așa este. Îți mulțumesc, Andrei. Pot să spun același lucru despre tine, că gândești că nu trec ani peste tine de fel. Nici peste tine. Nu. Tot așa te revăd și eu după atâta timp. Într-adevăr, eu așa vreau să cred și așa mă simt că mult mai fericită, că am un prunc în viața mea, căruia i-am și dedicat unul din cântecele mele. Da, mult mai împlinită. Viața de artist, dacă pot să zic așa, viața asta muzicală te împlinește pe o parte, dar viața de familie, viața de a fi mamă, te împlinește mult mai mult pe altă parte. E normal, date de la Dumnezeu și sunt, da, fericită că sunt mamă și că m-am putut dedica atâta timp copilașului meu. Pe de o parte, un pic tristă că am lăsat la o parte... cum să zic eu, darul ăsta de la Dumnezeu, că așa îl consider, că nu am avut școli înalte și nici n-am făcut nu știu ce școli de muzică, îmi pare rău că am neglijat darul acesta, așa, stând atâta acasă. Stând atâta acasă, stând alături de fiul tău, Matei, alături de familia ta frumoasă și mă bucur atât de mult, Garofița, că... Chiar dacă ai plecat de acolo de acasă, din Maramureșul istoric, dar sufletul cu siguranță ți-a rămas acolo, nu te-ai lăsat dusă de aglomerația și agitația Clujului și te-ai retras, să zic așa, la marginea Clujului, într-un loc frumos, într-un loc unde poți să-ți crești copilul sănătos. Așa este. Să știi că se zice că ce-ți dorești să se împlinească. Eu, într-adevăr, mi-am foarte multă vreme mă gândeam când eram tânără, fată, Doamne, când o să mă căsătoresc, atât aș vrea să stau la căsuță. Și până la urmă, dacă m-am tot gândit în direcția asta, Dumnezeu o rânduit ca să ajung să stăm la căsuță. Într-adevăr, stăm în afara Clujului, la Boju. Îmi tihnește să stau acolo. De acasă, de la țară, vin din Vișeu de Jos, din Maramureș. Acolo am trăit, acolo am copilărit, am lucrat, știu ce înseamnă lucru, știu ce înseamnă să mergi la fân, la sapă. Și asta mi-am dorit și când o să crești. Asta mi-am dorit ca Matei să învețe. Și mă bucur că se dă după mine și mă ajută și el în grădină. Avem o căsuță acolo, mai facem, tot facem, cât ești tânăr, tot faci. Și am o grădinuță, am flori, ne ocupăm. Și vă văd pe Facebook că împreună căpăliți. Da, eu trimis moșul său de la Maramureș și o să pucă și atâta mă ajută. Și zice, mami, când iese de la grădiniță, zice, mami, acum, uite ce vreme bună îi, avem treabă în grădină. Deci el mă duce grădină la treabă. Mă bucur că a fost perioada asta în care toată lumea a stat închisă, o perioadă tristă pe care eu sper că am depășit-o cu totul. Noi n-am simțit. N-am simțit absolut deloc pentru că am fost liberi, am ieșit în grădină, am mai plivit la flori, am mai căpălit, cum se zice, așa, mai căpălit. La noi se zice ogorâ. La noi se ogorește. Se ogorește, nu se căpălește. Nu se căpălește, la noi se ogorește.
Oh, cât am mai ogorât la baraboi, la cartofi, atât am ogorât cât am fost fată și ziceam, atât am era de ciudă pe mama și eram nervoasă. Ziceam, Doamne, că de ce trebuie să lucrăm atât, de ce te pui la treabă? Dar în ziua de astăzi apreciez și mă bucur că am învățat, știm, nu ne ferim, nu fug, că de multe ori soțul zice, da, lasă, nu le mai face, acum tu mergi la servici, tu cânți, de ce-i musai să lasă, că doar o lua noi o ceapă, o lua o roșie. Nu se compară. Pentru mine e cea mai mare relaxare să mă duc în grădină. Acolo e relaxarea mea. Și cu siguranță în grădină, la muncile pe care le realizezi, le faci acolo, mai și cânți. Mai și cânt, mai și cânt. Și așa îmi tihnește, că de acolo am plecat toți. De la țară, de la sapă, de la... Așa făceau și bunicii noștri și bătrânii noștri. Mai ziceau câte o hore, câte un cântec pe acolo, pe hotare, mai la coastă, mai la sapă. Și așa am învățat și noi, așa am preluat și noi. Deși părinții mei nu au fost cu cântecul, cu sapa și cu lucrofos, dar nu au fost cu cântecul. Deci nu știu de la cine am preluat. Așa, din... Poți să compari Bojul cu Vișeul de Jos? Există puncte comune între cele două localități, între cele două sate unde ai trăit și unde trăiești? Din punct de vedere al oamenilor, al culturii tradiționale? Nu aș vrea să... Nu știu. Vișeul e satul meu de suflet și acolo am crescut și am copilărit. Bojul e cel care m-a adoptat și nu aș vrea să se supere nimeni. Și n-aș vrea să se supere bojenii mei, dar legat de satul meu, e că oamenii își păstrează altfel sărbătorile, cei din satul meu, sărbătorile, tradițiile, încă se mai păstrează la Vișeu. La Bojul, nu, poate că nici nu-s de multă vreme acolo ca să apuc să cunosc mai mult tradițiile lor și așa, dar... Nu știu, parcă acolo la noi sunt mai credincioși oamenii, sunt mai, nu știu, mai cu frica de Dumnezeu, mai și aici la Bojul, și aici la Bojul mă înțeleg bine cu oamenii și îți dea lor cumva. Dar n-aș ști altceva ce să-ți spun despre... Eu cred că și Clujul, datorită Clujului, pentru că este un sat aproape de Cluj, lumea foarte un pic aproape, e mai altfel decât cei care sunt departe de orașele așa mari. Așa-i, da, ai foarte bine punctat. Da, la asta nu m-am gândit, dar ai dreptate, așa-i. Nu că posibil, că cel mai probabil are mai multă influență, că suntem foarte aproape de Cluj. Cum ți-a fost copilăria acolo în Maramureș? Hai... Măi, foarte frumoasă și, acum acceptând că ne pune mama la lucru, foarte frumoasă și serile și diminețile și ieșam și stăteam pe livadă și copii și ne jucam și acum trist la copii, nu știu, nu mai cum eram noi. Cântam și făceam concursuri și făceam Cerbul de Aur pe livadă și bineînțeles mai eu câștigam. La Cerbul de Aur, dar nu simțeai, nu aveai, nu te gândeai că vai, că trebuie să fugi în casă, să te uiți la nu știu ce, dar nici nu îți doreai așa ceva. Vrei să te întâlnești repede cu copiii, să gați repede lucruri ce ți-o dat, când aveam așa pe zile, mama a plecat la serviciu, zicea, vezi, astăzi plivești stratul ăsta de ceapă. Abia așteptam să gat și să mă joc și să... Aveam alte gânduri și alte activități și găseam să ne jucăm din orice, adică și dacă erau puse două lemne așa, noi ne făceam o colibă, puneam o pătură și ne-am jucat, am făcut mâncare din frunză, din... Asta au contat pentru noi, asta și să învățăm. Da, asta e. Unde ai ajuns la Cluj? Măi, Andrei, eu toată adică până când să ajung la Cluj, m-am văzut doamnă de bancă. Că eu să lucru în bancă. Mă vedeam cu costumul, cu servieta, gândul școlii. Cât am fost acasă, în perioada liceului, ai mei nu au fost de acord niciodată să plec pe perioada liceului sau că era o poveste. Adică eu îmi doream foarte mult să ajung să fac muzică, ai mei nu au fost de acord cu ideea asta.
Și atunci am rămas pe perioada liceului acolo, dar am zis gata, ok, fac 18 ani, pot să-mi iau zborul cum ar veni. Și au acceptat să vin. De fapt, asta era singura variantă, că facultățile nu erau acolo în zonă. Mai era la Baia Mare, dacă totuși acolo era mai aproape. Am venit la Cluj la facultate. Aici am terminat facultatea, am terminat și un master și așa am rămas. Mergeam des acasă, când era chiar la începutul facultății, mă trăgea des dorul de ei, mergeam cam la 2 săptămâni, după aceea am tătărărit, până am rămas de tot. Am tătărărit, așa am rămas de tot aici. Deci facultatea, școala m-a adus. Și la Cluj ai făcut... Și între timp și Școala Populară de Arte, da. Acum vreau să vorbim un pic de Școala Populară de Arte. Știu că ai nimerit la un profesor extraordinar de bun. Și minunat. Un om în adevăratul sens al cuvântului. Și salut cu drag pe prietenul meu bun, Claudiu Ciotleuș, căruia îi doresc multă sănătate. Cel mai extraordinar și minunat om pe care l-am. Atât m-am bucurat că am fost generația, am fost și prima lui generație, că am nimerit la el, ceva extraordinar, pentru că eram și la început. Mă cântam eu 2-3 ori și aveam eu așa o pasiune pentru, dar nu știam de unde să încep, nu știam ce trebuie să fac. Și așa m-am bucurat că el a fost omul care m-a îndrumat cel mai mult și a zis, măi, tu ai ceva acolo, trebuie șlefuit, trebuie lucrat. Facem. Și asta mi-a plăcut, că a fost dedicat cu fiecare în parte. Cu fiecare. Și dacă ai fost mai talentat, și dacă ai mai avut mai puțin talent, o lucrat și s-a dedicat cu fiecare în parte. A fost omul și sufletul și prietenul nostru, tot a fost pentru noi. Și mă bucur că am nimerit. Pentru că între timp, se modernizează multe chestii, vin oameni, pleacă oameni, dar el a fost acolo pentru noi, pentru fiecare. Mă bucur mult. Știai pe Claudiu dinainte? Nu, atunci l-am cunoscut, că m-am înscris la școală și de atunci am rămas cel mai bun prieten. Eu fost și la noi la nuntă, deci el mi-a și făcut textele la 3 dintre melodii. Am rămas în relații extraordinar de bune, și m-a tot sunat și mi-a tot zis, Garo, nu te lăsa. Ok, ești acasă, ești cu Matei, te înțelegem, e o perioadă în care vrei să fii alături de copil. Nu pot să zic că copilul m-a împiedicat să mai fac lucruri sau să mă duc să mai scot melodii sau așa, dar nu știu, pur și simplu, poate că sunt momente în viața omului în care... Nu știu, ai o lipsă de inspirație, poate rămâi un pic așa, nu știu. Trebuie și o pauză, cred că, da, câteodată. Câteodată dai nevoie și de o pauză. Oricum, ideea care a fost că, știi cum, în tot răul și un bine, știi? Până la urmă, toată pauza asta m-a făcut să realizez că, băi, mie asta îmi place să fac, adică nu pot să... Ok, am stat acasă, copilul a crescut, mare la grădiniță, e tot în regulă. Eu trebuie să mă duc să fac ce îmi place mie să fac. Mai ales că am avut piedicile astea de când am fost mică, pentru că eu îmi doream, dar știi cum sunt concepțiile și cum sunt... Eu am întâlnit multe cazuri, eu am crezut că numai eu sunt. Dar, ai mei, lasă, du-te, fă școală, ce cântat îți trebuie, ce, că nu-i trăi din asta, știi cum se zice. Dar n-am fost încurajată și am zis, de mic am fost stopată cumva. Acum nu vreau să rămân stopată de tot, știi? Vreau să fac ce-mi place și asta îmi place cel mai mult. Și când sunt acolo între oameni, ador să fac lucrul ăsta. Oare gândirea părinților, mentalitățile părinților, că această, să zic, la un moment dat și meserie, cântatul, nu este onorabilă pentru copii, cred că a stopat mulți tineri să facă carieră în muzică. Sunt convinsă, pentru că contează foarte mult să te sprijine, să zică, da, du-te, implică-te, fă. Poate și eu, uite, îți spun sincer, și în momentul în care m-am înscris la Școala Populară, știu că trebuia făcut dosarul, trebuia ceva adeverință de la medicul de familie care mi-era acolo și am sunat-o pe mama și am zis, eu terminasem facultate, terminasem masterul între timp și am zis, vreau să mă înscriu. Da, mu, ce școli îți mai trebuie? Deci și în momentul ăla au fost, aveam 24 de ani, 23-24 și în momentul ăla m-a stopat.
Și am zis, nu, gata, acum când am fost mică, n-am putut să zic nimic, știi, că am fost mică, nu m-am putut duce de capul meu. Dar am fost la Cluj, zis, pe cont propriu, cu servici, eu mă duc. No, și cumva o luat-o și Claudiu, când au fost câteva spectacole, o luat-o un pic și zis, doamna Pop, de ce n-ați lăsat-o? Cumva, no, i-a părut rău, știi, că, no. Dar cu siguranță astăzi este un moment de bucurie pentru părinții tăi când Da. Da, deși ei sunt așa, ei sunt mai, nu prea zic, știi? Că așa, nu, așa au crescut ei și așa sunt unii oameni, sunt mai reținuți și sunt mai în cuvinte. Dar sunt convinsă și acum se implică și când îi zic, vezi mamă că îmi trebuie o cămeașă, du-te, vezi, îi trimi măsuri, du-te, cosă-mi, du-te, se duce și se implică, știi? Acum nu mai zice că nu și chiar se bucură când mă duc la diverse evenimente. Te-ai integrat bine în lumea artistică a Clujului? Sau încă nu ești integrată în totalitate? Acum nu știu la ce te referi când zici integrat. Ți-a fost greu să răzbești printre clujeni? Păi, în eu Cluj zic că sunt este... Da, eu tot timpul am mers pe ideea că este loc pentru toată lumea. Într-adevăr, sunt mulți, dar și Clujul mare. Și lumea, dacă îi place de tine, păi pe tine te cheamă, știi? Adică nu, no, ideea e că tu să fii tu, tu să-ți faci treaba ta și eu cred că până la urmă e greu, e adevărat că concurența în ziua de astăzi e foarte mare și mai toată lumea cântă, știi? Adică, no, cât de cât de un pic de ceva, deja s-a apucat de cântat și, da, cum am zis, este loc pentru toată lumea. Maramureșenii te cunosc, te știu? Păi să știi că mai puțin. Adică mă cunosc, dar mai mult mă cunosc la Cluj. Că dacă nu sunt Maramureș din 2004, stai seama că mai mult aici mi-am... Aici am avut și majoritatea evenimentelor, aici m-am învârtit. Am avut și în Maramureș, am avut și la Vișeu câteva evenimente, dar mai puține. Eu tot tind să mă duc și acolo. Tind să merg și înspre casă, dar așa s-a nimerit. Așa s-a nimerit să dar fie mai mult te aici. Invit în momentele următoare să ne bucuri cu două, trei cântece și apoi povestea noastră continuă aici la Ardeal. Cu cel mai mare drag. Dragi prieteni, ne cântă Garofița Pop Oltean și revenim în câteva momente. Joacă, măi dorul dom, ce stai răzăma de poartă, măi dorul dor. Hai, da mândruț și mă joacă, măi dorul dom, ce stai răzăma de poartă, măi dorul dor. Nu te uita pe suclo, măi dorul dor. Hai, da și mă e la joc, măi dorul dor. Măi dorule dor, cât tine mă uit, măi
avut, măi dorule domn, dat câtă ține mă uit, măi dorule dor, îți fac să-mi sazi la joc, măi dorule dor, și să mă învârtești cu foc, măi dorule dor. Măi dorule dor, să stăie calem nu-n loc, măi dorule dor, să se uite păsul cloc, măi dorule dor. Da, și eu moie fămăreață, măi dorule dor, și-o-i mere la altun brață, măi dorule dor. Ce-o mamă lume, dorule, ai domnie.
vieță e smuleță, nescă dorole, că tam e o pruncuță-l cresc, măi dorole. Ai dat-o viață și-am pus nume dorole, asta face-o mamă lume dorole. Prieteni, în casele dumneavoastră, cu multă, multă bucurie și cu invitata mea de la Vișeul de Jos, care e stabilită în Cluj de multă vreme, Garofița Pop Oltean. Garofița, dragă, spuneam la început de poveste că ești stabilită în Cluj, la Bojul, lângă Cluj. Amu, hai să zicem că ești doamnă de Cluj. Așa, ai zis că tot mai răruți pe acasă, dar eu sunt convins că rădăcinile nu s-au tăiat și nu o să se taie niciodată. Când te întorci acasă, cu ce te așteaptă mama, cu ce te așteaptă tata, cu ce bunătățuri te așteaptă pe masă? Ioi, săraci, că nici nu știu cu ce să nu mă aștepte. Și acum cred că mai mult îl așteaptă pe Matei. Da, da, pe Matei, da, îți dai seama că mai au o nepoțică, nepotul, moșul soi face tot, el duce în atelier, arată sculele pe acolo, da. Îți dai seama că o sun dinainte și spun că vin și dacă am preferințe, îi le spun. Vreau plăjinte, vreau cozonac, vreau de tătie, zamă de șalatie, cum face ea, așa e bune, cu slădinuță, nu, să nu povestim. Dar cu tătie, câte nu ne-ar face, oricum mergem rar și îți dai seama, mergem rar, nu e așa departe, numai, nu, astea vremurile fiecare cu, suntem și cu serviciu și
nu ne nimerim, mai mult nu. Spre rușinea mea mai mergem de sărbători, mai vara încercăm să mergem mai des. Dar cu toate cele ne așteaptă pe masă. Cu toate cele. Nu, când merem acasă nu mă mai pune la lucru, că și așa mă duc rar. Ți-a fost greu fiind plecată de atâta vreme de acasă să îți faci un repertoriu, să îți aduni costume populare? Da. Și Andrei, și-am umnii greu. Și-am umnii greu pentru că sunt aici, la Cluj. Și trebuie să fii acolo, să mergi, să vezi. Am avut noroc cu niște mătuși care s-au gândit la mine și mi-au mai dat cămeși populare vechi și asta e veche, e foarte veche cămașa. E greu, că știi cum e? No, m-am trezit la 20 și ceva de ani, când de fapt multă lume pleacă de mic. Adică, mai ales acum, în perioada da, asta. Da, no, te trezești la 20 și ceva de ani bun, m-am dus la școala populară, de am înainte ce fac, de ce mă apuc? De unde trebuie să încep? Și așa, treptat, încet, mi-am mai făcut roz de câte o cămeșă, mi-am mai făcut pânzături, zadii, am mai căutat în stânga, în dreapta, du-te, interesează-te. Și iarăși, cu repertoriu, am încercat să... Și dacă m-am mai dus la câte un eveniment, dacă n-am avut a mele, am încercat să aleg ce-a fost mai vechi. Ce-a fost mai vechi și... Ce nu s-o, adică nu că neapărat ce nu s-o pe-a cântat, dar să aleg de acolo, de la consacrații noștri din Maramureș. Ai avut repere în rândul marilor artiști maramureșeni în ceea ce te privește pe tine ca artistă? Te-ai raportat la un nume sonor? Da, m-am raportat și chiar am fost la câteva festivaluri, concurs și pot să mă mândresc că am venit și cu locul întâi de acolo. Atâta timp cât eram la am fost la Școala Populară de Arte, am reprezentat școala și mergeam cu cântecele Titianei Mihali. Cu cântecele ei m-am dus la festivaluri și la concursuri, pentru că acolo, în zona ei m-am regăsit și mi-a plăcut foarte mult și mi s-a potrivit. Și atunci, cu cântecele ei, m-am dus la festivaluri și am fost și premiată. Astăzi Maramureșul este, îmi permit eu să spun, parcă prea mult cântat. Prea mulți artiști, prea mulți tineri. Și altfel cântat. Și altfel cântat, da. Da, altfel cântat. Da, așa este. Există o mare diferență. Asta e moda. Nu. Între repertoriul Titianei Mihali, al Anuței Tite, da, al fraților Florea, fraților Petreuși. Da, da, frații Petreuși, da. La ce e astăzi, parcă nu știe, din altă poveste, din alt film. Da, da, și melodiile, așa, nu neapărat textele, și melodiile parcă nu mai seamănă cu alea care au fost de mult. Da. Știi cum e? Că ne dăm după public. Oare nu ar trebui să dăm publicul după noi? Eu știu ce... Știu, da, așa ar trebui să facem, așa ar fi. Așa ar fi normal. Și nu știi cum să... Nu știi cum să procedezi și nu cum știi să ce faci. Să faci. Nu, de multe ori nu, suntem derutați, ne gândim oare ce ar vrea publicul, oare cum am putea să-i mulțumim. Da. Poate încercăm să-i mulțumim pe ei și nu ne mulțumim pe noi. Da, eu cred că până la urmă cel mai tare contează să te mulțumești pe tine. În momentul în care te-ai mulțumit pe tine și ție îți chihnește ce ai cântat și te-ai simțit acolo în elementul tău, ca să folosesc cuvântul ăsta, eu cred că până la urmă publicul preia ce ai simțit tu. Eu cred că transmiți. Dacă tu te simți bine și ție ți-o chinii să cânti cântecul ăla, eu cred că publicul îl preia așa cum l-ai cântat tu și l-ai simțit. Nu că neapărat să-l mulțumești pe public. Tu să fii mulțumit, că până la urmă, no, și așa e viața asta cum e. Și prin tăte trecem și greutăți și bune și rele, măcar și dacă îți faci ceea ce îți place, să o faci cum îți place ție. Și eu cred că până la urmă vine și publicul ăla după tine. Exact. Care se nimerește cu tine, care nu se nimerește. Nu putem mulțumi pe toți. Niciodată. Și atunci cei care te apreciază și care apreciază munca ta și felul tău de a transmite, vin ei după tine. Ai făcut culegeri de folclor.
cel puțin în primii ani, nu știu, în perioada Școlii Populare de Arte? Te-ai dus, te-ai căutat pe bătrânii de acolo, de la voi din zonă? Nu pot să mă laud cu asta, iar cu culegerile un pic m-a ajutat și Claudiu când eram Școala Populară. Cu el m-am mai consultat pe partea asta, dar nu pot să mă laud cu lucrul ăsta, pentru că, da, poate e rușine, poate nu, dar fiind stabilit aici, fiind cu școala, da, acum, în ultima vreme, stăteam și mă gândeam că poate trebuia mai mult să fac lucrul ăsta. Dar iarăși îți spun, Andrei, fiind, nu știu dacă e o scuză sau nu, dar fiind la vârsta asta în care nu știam ce trebuie să fac exact și cum trebuie să fac, nu știam în care direct sau ce ar trebui sau unde să mă duc sau cum să fac, știi? No, eu cred că lucrurile astea se învață și mai de mic sau nu neapărat, trebuie să ai și pe cineva care să te îndrume. Eu sunt convinsă. Eu sunt convins că nu este târziu. Nu este târziu absolut deloc pentru nimica. Nu este. Într-adevăr, îți trebuie timp și noi suntem în secolul vitezei, nu avem timp niciodată. Trebuie timp ca să faci lucrurile astea și să te duci și să petreci timp cu bătrânii. Îți trebuie timp. Nu. Eu sper să... Adică îmi doresc să-mi fac timpul ăsta. Am văzut acum în Maramureș foarte la modă sumnele. Eu îți mărturisesc, Garofița, că atunci când m-am deșteptat eu în această lume a artei, a artiștilor, nu am văzut artiști maramureșeni cu sumne. Da, a devenit... Să știi că bunica mea, mama mea, a fost mireasă în sugnă. Am sugnă de la ea, e roșie, și avea și cheptar. El lua cheptarul peste, așa a fost îmbrăcată mireasă. Deci a fost vremea sugnelor, am uz mulți ani când a fost ea mireasă. S-a uitat, într-adevăr, la o parte, dar acum iarăși s-a revenit la... Mie îmi place, eu când am început și când m-am dus la Școala Populară, cu Zadii lungi, mi-am făcut și scurte, am încercat să am de toate categoriile. Și acum, într-adevăr, nu zic că o să port numai sugnă, dar îmi place să diversific. Mi-au și sugna și zadiile și... Da, se poartă, da, a revenit lumea la sugne. Îmi amintesc cu drag că prima mea întâlnire cu tine a fost... atunci când erai membra a grupului Grai Străbun. Da, ce vreme. Când ați realizat lucruri atât de frumoase. Foarte frumoase, da. Nu știu, ați venit cu un suflu nou în lumea aceasta a cântecului popular românesc. Erați vreo 7? 6 zone. 6 zone. 3 băieți și 3 fete. Atât da. De... 6 zone. De vizibile ați fost în acea perioadă. Tare dragi mi-ați fost și îmi sunteți în continuare și de multe ori am ocazia să ascult la radio înregistrările grupului Grai Străbun. Da, da, chiar că le avem și... Da, au fost... Știi cum îi zic, că sunt ele lucruri care sunt atunci și așa sunt menite să fie numai pentru o perioadă scurtă și gata. Da, au fost frumoase și pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că Cosmin... A fost cel care m-a integrat, Cosmin Mocean, a fost cel care m-a integrat și m-a ajutat foarte mult. Că am ieșit și eu, știi? Adică eram la Școala Populară și eu zis, hai să luăm și maramureșancă cu noi, să avem o zadie de maramureș. Cumva am ieșit și eu în față, adică m-a început să mă vadă lumea, să mai cunoască, să mai fie, știi, și evenimente și așa. Dar m-a ajutat foarte mult și... Tot timpul o să-i mulțumesc pentru asta. Unde te-ai întâlnit cu Cosmin? La Școala Populară? Da, la Școala Populară, prin Betty, Elisabeta Guzu. Așa ne-am cunoscut, că și el era la Școala Populară, el a venit după aceea, dar așa ne-am cunoscut și... No, nu știu, poate pozitivitatea mea și că am fost din Maramure și știi tu că maramureșenii pe unde se duc sunt așa veseloși și, no. Și lasă poate urme. Că asta, da, lasă urme și probabil, adică nu că probabil, că sigur am lăsat urme și pentru ei și am zis hai să luăm și pe Garo cu noi. Dar a fost foarte fain. Foarte, și foarte. Și ai fost alături de ei datorită și faptului că ai o voce frumoasă. O voce pătrunzătoare. Da, cred că mă rua și pentru asta. Ce pot să zic? Că n-am lucrat eu atât de mult la voce pe cât mi l-a dat Dumnezeu și nici nu știu.
Nici nu știu de unde, că am zis pe lângă, pe lângă muzică. Sora lui tata, cânta foarte frumos, a fost și în ansamblu, în Maramureș și era solistă. Dumnezeu să ierte că nu a ajuns mult să petreacă în lumea asta, că așa a fost viața, dar eu cred că pe ea am moștenit-o. Cred că pe ea am moștenit-o și... Că nu, adică a fost școala populară, clar, m-a ajutat foarte mult, că te ajută să mergi. Trebuie să ai o bază, o rădăcină, trebuie să ai ceva de acolo moștenit. Numai de acolo am putut moșteni. Spunea la un moment dat în poveștile noastre de evenimentele la care participă mulți soliști. Cu siguranță te duci și tu la nunți, te duci la petreceri. Da. Ești nevoită să cânti și altceva în afară de cântecul popular maramureșan? Acum nevoie nu-i nimeni, că nu te obligă nimeni, nu spune nimeni pușca la tâmplă. Exact. Iarăși zic, cânti ce-ți face ție plăcere și ce... Da, într-adevăr, înainte de a merge la evenimente, mie îmi place foarte mult să întreb mirii sau persoanele la care trebuie să mă duc ce anume le-ar place. Adică se întâmplă să fie alte zone, să, nu știu, să trebuiască poate Oltenia sau poate Moldova. Îmi place să știu dinainte, să fiu cu tema de acasă pregătită. Da, apar pe moment lucruri, dar nu cânt. Adică îmi place să cânt muzica ușoară. Acolo am avut cumva baza. Mie, asta a fost prima mea iubire, muzica ușoară. Mădălina Manole a fost sufletul meu. Pe ea o ascultam foarte mult. Asta îmi place și cântecul popular. În rest, nu am cântat. Încă. Încă. Întotdeauna rămâne un loc de încă sau dar. Nu. Altceva nu am cântat. Altceva nu. Totul cât se poate de pe placul omului, rezonabil. Dar și pe placul tău. Da, și pe placul meu, da. Atât am plăcut. Prima dată pe scenă. Când am la urcat... Școală. La școală. La școală am urcat prima dată pe scenă, Școala Populară de Arte. Am avut primul spectacol. Și acolo acasă, la Vișeu, nu ai avut spectacole? Nu. Fratele meu făcea dansuri populare și instructorul zicea către mine, hai, Garofița, și tu să mă duc la dansuri. Nu știa nimeni că eu, pe mine mă interesează partea asta la altă. Eram rușinoasă, nu m-am afirmat. Vecinele mă auzeau pe livadă că eu cânt, dar altcineva nu știu de nimeni. Și nu am fost implicată, nici măcar la dansuri nu m-am dus. Nu știu, așa a fost atunci. Nu am cochetat de la început. Îmi plăcea muzica ușoară, nici de când, nici de cât dansuri populare sau muzica populară în special, când eram eu copil, clasa 7-8-a. Treptat m-a luat valul și după aia mi-a părut rău că nu m-am ocupat și că nu m-am dus. Nici măcar nu aveam acasă costum popular. Nu-l aveam. Nu aveam. Pentru că ai mei nu fost niciodată cu... Nu eram familia aia care să avem acasă, să adunăm, că sunt la noi în zonă, sunt foarte multe. Eu am și o vecină care aia tot ce era, tot avea acasă. Ce se scotea, ce aduna, că merge, tot. Dar noi nu a fost educația asta din familie și atunci eu am fost mai mult pe partea asta, ți-am zis, ușoară, nu m-o prea pasionat. Dar între timp m-o tot mai mult și mai mult, mai mult. După ce am venit la Cluj, am stat în chirie și o colegă de-a mea cânta foarte frumos și asculta foarte multă muzică populară. Și tot ascultând și tot ascultând și tot ascultând, a început așa să se înfiripe și am zis, hai să... A început să-mi placă mult, mult, mult mai mult și mult mai mult. Și vreau să spun că în momentul în care mă duc și la evenimente, eu parcă zbor. Eu când văd lumea că se distrează și pe muzica ușoară se distrează, dansează, și, dar ca și pe muzica populară și muzica noastră din Maramureș, nu neapărat, orice fel de muzică, acolo mă simt cel mai bine, acolo simt că, într-adevăr, o meritat tot, nu a fost prea târziu că m-am apucat târziu de școala populară. Înregistrări ai multe?
mi-am făcut 5 cântece și o priceaznă. Și acum, luna, iunie, urmează o priceaznă pe care vreau să fac pentru postul Sfintei Mării și încă un cântec. Păi acum lucru cu textul. Cu cine ai lucrat? Am lucrat și cu domnul Danciu, Gavrilă Danciu, la primul cântec. Eu mi-am făcut textul și dânsul linia melodică. Mi-am făcut 3 cântece, textele mi le-a făcut Claudiu Ciutleuș și orchestrația Popiancu de la Quantum Studio de la Cluj. Și acum ultima care mi-e cea mai dragă, o să fie, dacă pot să zic, de fapt, unii nu știu, premieră, da, n-am mai cântat-o. Linia melodică este făcută de domnul Barteș, acum mulți, mulți ani, și am tot lăsat-o. Și orchestrația am făcut-o la Siget, la Ionuc Colcea. Și textul de la o mătușă din Maramureș. Mătușa Pleșoaie, că așa e pe Facebook, ea mi-a făcut textul. Da, m-am întors către casă, da, către că am casă. Am zis că nu. Sunt foarte mulțumită și de ce s-a făcut la Cluj. Nu vreau să mă înțeleagă nimeni greșit. Dar cântecul ăsta, așa am vrut să fie cu ai mei de acasă, că așa am simțit. Mai ales că și textul făcut de acolo, de mătușa, și următorul pe care vreau să-l fac, tot așa este făcut de domnul Barteș și orchestrația o să fac tot la Siget. Iar Ofița, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi, pentru întâlnirea frumoasă pe care am avut-o după multă vreme și îmi doresc ca de azi înainte lumea să te cunoască mai bine și să ai un loc în sufletele celor care astăzi te-au urmărit. Îți mulțumesc, Andrei, pentru invitație și sper din suflet să fie cât mai dese astfel de întâlniri și cu alte ocazii și la alte evenimente. Și da, până la urmă asta ne dorim toți, nu? Să ajungem la sufletele oamenilor, că până la urmă cântăm pentru sufletul nostru, dar și pentru sufletul lor, să ajungem la sufletele lor cu ceea ce cântăm. Să transmitem. Să duci gândul bun de la Ardeal TV spre toți maramureșenii și spre toți cei care te cunosc și te îndrăgesc. Așa o să fac. Îți mulțumesc mult de invitație. Cu tot dragul. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă care astăzi ne-ați urmărit. Până la o nouă reîntâlnire, să auzim de bine. Doamne ajută!
de bumbac măi, ai și perina de păpat măi. Da, m-o dus-ai Cătălia și mai dulce o fecioria. Da, m-o dus-ai Cătălia și mai dulce o fecioria. Da, fără pușcă și oțele, ai numai cu buzele mele. Da, fără flintă și plumbuț mă, bate roda tanto.